Atac dur lansat de șeful Senatului Călin Popescu-Tăriceanu, la adresa președintelui României, Klaus Iohannis, după ce șeful statului a declarat că independența procurorilor din România poate fi afectată. Citește și, Marian Vanghelie îl desființeză pe Dragnea, a fost un joli-jocher ce se ducea pe la SRI să se ploconească să nu-i facă dosare. Să nu-l aresteze prin această decizie a curții nu este în niciun fel afectată independența procurorilor, dar, în schimb, remarc și este un lucru foarte bun. Curtea Constituțională nu a făcut decât să întărească acest principiu constituțional care până acum, în ultimii ani, a fost numai un simplu enunț pe hârtie. Lipsa oricărui control la nivelul parchetului a dus la abuzurile și gravele excese care s-au petrecut în ultima vreme. Avem pe de o parte ministru și pe altă parte CSM, care nici acolo nu și-au făcut treaba ani și ani de zile. Slavă Domnului, văd că în ultima perioadă inspecția judiciară și-a luat rolul în serios, a mai afirmat el. El a mai susținut că mulți au impresia că se pricep la lege și la interpretarea Constituției. Cred că mulți au impresia că se pricep la lege și la interpretarea Constituției. Constituția spune un lucru foarte clar, că Ministerul Public funcționează sub autoritatea Ministrului Justiției. Acest lucru înseamnă că tot ceea ce ține de respectarea legii, de politica penală este de resortul ministrului, urmărirea modului în care funcționează parchetele, dar independența procurorilor este asigurată prin faptul că ministrul niciodată nu poate interveni în instrumentarea dosarelor, care reprezintă apanajul exclusiv al procurorilor, a declarat Tăriceanu.